ziua tuturor și bun venit la prima lecție de fizică virtuală din acest an de studiu. Suntem la început de an școlar și vom studia primul capitol care se numește Fizică moleculară și termodinamică, unitatea de învățare, bazele teoriei cinetico-moleculare a gazului ideal. Subiectul lecției noastre de astăzi este principiile fundamentale ale teoriei cinetico-moleculare a substanței, caracteristici și cantitative ale structurii discrete ale substanței. În clasa a 10-a am studiat capitolul mecanica, care este o știință extraordinară. Ea ne permite să găsim poziția corpului în orice moment de timp cu o precizie destul de mare, doar dacă acest corp nu se mișcă cu o viteză aproape de viteza luminii, dar acest fapt este discutabil. Dar cu părere de rău, mecanica nu poate explica de ce corpul care se află în mișcare poate să fie atât în stare lichidă cât și în stare solidă. Prin ce se deosebesc lichidele de gaze sau solide? De ce un gaz prin răcire poate să se transforme în lichid, dar un lichid prin răcire poate să se transforme într-un corp solid? Sau în general, prin ce se deosebește un corp fierbinte de unul rece? Doar arată la fel. La aceste întrebări, mecanica nu răspunde, nici nu își propune ca obiectiv. Ce studiem noi în mecanică? Ce studiem în mecanică? Corpul. Mai exact, studiem un model, niște abstractizări despre structura corpului. Care este cel mai simplu model în mecanică? Noi am studiat anul trecut. Vă aduceți aminte? Care este? Așa, este punctul material. Cum îl considerăm pe punct material în anumite condiții? Așa, v-ați adus aminte. Bravo! În afară de masă, în mișcare uniformă, noi avem nevoie și de alte merimi fizice ce caracterizează punctul material. Deci ce avem? Un model, o descriere aproximativă a corpului sau fenomenului, mai simplă în anumite condiții, ceea ce ne permite stabilirea unor relații cantitative între mărimile care îl caracterizează. Haideți să analizăm următorul caz. Fie că avem un pahar cu apă. Întrebarea mea este, ce este în pahar? Evident, este apă. Dacă am să golesc pe jumătate paharul, ce va fi în pahar? Logic, apă. Dacă am să iau cu o pipetă o picătură, din ce este compusă această picătură? Din apă. Dar dacă am să iau o picătură minusculă de ceață, care are dimensiune de un micrometru, ce se va afla în această picătură? Logic, apă. Deci, putem apa să o împărțim în părți mai mici, totodată fiecare parte rămâne tot apă. Cea mai mică particulă dintr-o substanță care prin procedee chimice obișnuite nu se mai poate fragmenta în particule mai simple se numește atom. Atomos din limba greacă, ce nu poate fi tăiat. Totalitatea atomilor de același tip alcătuiesc un element chimic. Cea mai mică particulă dintr-o substanță care păstrează proprietățile chimice ale acesteia se numește moleculă. La rândul ei, molecula este formată din una sau mai multe particule identice sau diferite, numite atomi. Dacă atomii care formează molecule sunt identice, atunci substanța alcătuită dintr-un astfel de ansamblu de particule este numită simplă. Dacă nu poate fi descompusă în produse mai simple, de exemplu, hidrogenul, clorul, fierul și altele. În cazul în care moleculele sunt formate din atomi diferiți, substanța respectivă se numește compusă și poate fi descompusă în constituente simple, de exemplu, dioxidul de carbon, apa, sarea de bucătărie și altele. Cum credeți, molecula poate să păstreze proprietățile fizice ale substanței? Întrebare bună! Cum se numește apa care are temperatura mai mică de 0 grade Celsius? Gheață! Din ce este compusă gheața? Din molecule de apă. Vaporii de apă au cu totul alte proprietăți fizice, dar totuși este apă. Rezultă că molecula păstrează proprietățile chimice ale substanței, dar nu păstrează proprietățile ei fizice. Am vorbit acum despre ce? Despre moleculă. Ce reprezintă molecula? Un model fizic ce stă la baza teoriei cinetico-moleculare. Pe scurt, noi notăm teoria cinetico-moleculară prin TCM. Din cursul de fizică de clasa a 10-a, cinetic, vă spune ceva cuvântul ăsta? Sigur, cinetic înseamnă mișcare și este caracterizată de energia cinetică.
Teoria cinetică moleculară presupune prin denumirea sa că toate substanțele sunt alcătuite de molecule, dar și faptul că aceste molecule se mișcă, iar noi trebuie să analizăm cum ele se mișcă. În afară de asta, în dependență de starea de agregare a substanței, moleculele interacționează diferit. De exemplu, apa este practic incompresibilă, deoarece la comprimare moleculele se resping, iar atracția sau respingerea reprezintă interacțiunea. Acest fapt la fel se află la baza teoriei cinetico-moleculare. Un șir de fenomene fizice, cum ar fi difuziunea, evaporarea, fierberea și altele, demonstrează că moleculele substanței se află într-o continuă mișcare dezordonată. La contactul a două substanțe, indiferent de starea de agregare în care ele se află, are loc pătrunderea reciprocă a moleculelor unui fel de substanță printre moleculele celelalte, fără vreo acțiune din exterior. Acest fenomen se numește difuziune. Mărimile folosite pentru caracterizarea cantitativă a structurii discrete a substanței sunt cunoscute din cursul gimnazial de chimie. Să recapitulăm succint cunoștințele de bază despre aceste mărimi și unitățile lor de măsură. Un rol important și decisiv în verificarea experimentală a ipotezii despre structura discretă a substanței și demonstrarea mișcării haotice a moleculelor l-a avut mișcarea browniană. În anul 1827, botanistul englez Robert Brown, urmărind la microscopul suspensii coloidale de polen în apă, a constatat că particule de polen se află într-o mișcare continuă și dezordonată, descrind niște traiectorii ciudate. Fenomenul de agitație a particulelor foarte mici aflate în suspensie a fost numit mișcarea browniană, iar particulele respective particule browniene. Și observăm, particula browniană are o dimensiune mai mare ca dimensiunile moleculelor. Haideți să vedem cine a fost Robert Brown și care este aportul lui în cursul de fizică. Așa, în primul rând a fost un botanist care a cercetat și cartografiat flora Australiei, descriind astfel peste 4.000 specii noi de plante specifice continentului australian. Paradoxal, el este cunoscut în istoria științei universale, mai ales pentru noțiunea de mișcare browniană și nu pentru meritele sale de mare botanist. Teoria cantitativă a mișcării browniene a fost elaborată în anul 1905 de fizicianul german Albert Einstein. El a demonstrat că această mișcare complet dezordonată se supune unor legi probabilistice strict determinate. Existența atomilor și a moleculelor a devenit astfel o relativitate obiectivă. Care sunt principiile teoriei cinetico-moleculare a substanței? Să le enumerăm împreună. În primul rând, substanțele sunt alcătuite din particule, adică molecule sau atom. 2. Particulele se mișcă continuu și haotic, mișcarea browniană. Aceste particule interacționează între ele. În baza principiilor fundamentale vom putea explica următoarele fenomene. Trecerea substanței dintr-o stare de agregare în alta, cum are loc schimbul de căldură între corpurile aflate în diferite stări de încălzire, cum se efectuează lucru mecanic pe seama căldurii comunicate și invers. Vom putea explica modificarea proprietăților fizice ale substanței odată cu variația temperaturii, etc. Pentru a studia cum se comportă atomii și moleculele substanței, cum acționează ele asupra altor corpuri și invers, trebuie să cunoaștem masele și dimensiunile acestor particule. Există multe metode contemporane de a efectua măsurătorile mărimilor sus numite. Există multe date experimentale care confirmă structura discretă a substanței. Cele mai relevante sunt difuziunea și mișcarea browniană. Prin metode cu grad înalt de precizie s-a stabilit, de exemplu, că un atom are masa egală cu 2,655 dimulțit cu 10 la puterea minus 26 kg. Evident că în lumea atomilor și a moleculelor ar fi mai comod să avem mase marcate, nu în kilograme, ci în unități mult mai mici. În calitate de unitate de masă atomilor și a moleculelor este luată a 12-a parte din masa atomului izotopului de carbon, C12, numită unitate atomică de masă, cu simbolul U mic. O unitate atomică de masă reprezintă a 12-a parte din masa unui atom de carbon și este egal cu 1,66 dimulțit cu 10 la puterea minus 27 kg și este constantă.
Numărul care arată de câte ori masa unei molecule sau a unui atom, notată cum e 0, este mai mare decât masa a 12-a parte din masa. Numărul care arată de câte ori masa unei molecule a unui atom, m0, este mai mare decât a 12-a parte din masa atomului de carbon, se numește masă moleculară relativă și se notează cu simbolul m mare, cu indicele R, și se determină după următoarea formulă. M relativ este egal cu masa unui atom sau molecule supra la o unitate atomică de masă. Cantitatea de substanță nu, care conține tot atâtea particule câți atomi există în 12.000 kg de carbon, se numește mol, cu simbolul mol. Acest număr de particule este același pentru orice substanță, indiferent de natura ei, și se numește numărul Avogadro, cu simbolul N mare, cu inițiile A mare. Masa unui mol de substanță este numită masă molară și se notează cu litera M mare. După cum rezultă din definiția de mai sus, masa molară a carbonului este egal cu 0,012 kg pe mol, iar numărul lui Avogadro respectiv este egal cu 6,02 de mulți cu 10 la puterea 23 mol la puterea minus 1. Pentru masa molară a unei substanțe la care masa moleculei este M0, avem M mare este egal cu numărul Avogadro înmulțit la masa unei molecule sau atom este egal cu 10 la puterea minus 3 dimulțit cu masa moleculară relativă, care vă cunoașteți că o luăm din sistemul periodic, kilogram pe mol. Mărimea egală cu numărul de mol pe care îl conține o substanță se numește cantitatea de substanță nu. Dacă notăm masa substanței cu mie, atunci nu va fi egal cu masa particulei supra la masa molară sau nu este egal cu numărul pe numărul Avogadro. În cazul gazelor, cantitatea de substanță mai poate fi exprimată și prin raportul volumul supra lui volumul molar al gazului. Studiul experimental al proprietăților gazelor a arătat că volumul unui mol al oricărui gaz aflat în condiții normale, adică temperatura este 0 grade Celsius, presiunea 760 mm coloane de mercur sau 1,013 dimulțit cu 10 la puterea 5 pascal, este același. El a fost numit volum molar în condiții normale și are valoarea de 22,42 litri pe mol. Acest rezultat este cunoscut ca legea lui Avogadro. Legea Avogadro susține că există întotdeauna același număr de molecule în diferite volume egale de gaze diferite, cu condiția că acestea să fie luate în aceleași condiții de temperatură și presiune, adică condiții normale. Cine a fost Amadeo Avogadro? Amadeo Avogadro, în 1811, pe când preda la Vercelli, a emis așa numită ipoteză moleculară, potrivit căreia două volume egale din orice gaze aflate la aceeași presiune și temperatură conțin același număr de molecule. Numărul lui Avogadro, cunoscut și sub denumire de constanta lui Avogadro, este aproximativ egală cu 6,022 dimulțit cu 10 la puterea 23 mol la minus 1, ce reprezintă numărul de molecule conținut într-un mol de substanță. Să recapitulăm ce am studiat astăzi la lecție. Există multe date experimentale care confirmă structura discretă a substanței. După cum am expus mai sus, cele mai relevante sunt difuziunea și mișcarea browniană. Principiile fundamentale a teoriei cinetico moleculare sunt următoarele. Substanțele sunt alcătuite din particule, atomi sau molecule. Particulele se mișcă continuu și haotic, adică mișcarea browniană. Aceste particule interacționează între ele, fenomenul de difuziune. Am dedus că molecula păstrează proprietățile chimice ale substanței, dar nu păstrează proprietățile ei fizice. Ce reprezintă molecula? Un model fizic ce stă la baza teoriei cinetico-moleculare a substanței. Legea lui Avogadro susține că există întotdeauna același număr de molecule în diferite volume egale de gaze diferite, cu condiția că acesta să fie luată în aceleași condiții de temperatură și presiune, condiții normale. Am identificat împreună mărimile fizice folosite pentru caracteristica cantitativă a structurii discrete a substanței, și anume sunt următoarele. O unitate atomică de masă, care este constantă și este egal cu 1,66 de mulți cu 10 la puterea minus 27 kg, masa moleculară relativă, care noi o luăm din sistemul periodic,
Masa molară, care este egal cu produsul dintre numărul lui Avogadro și masa unei molecule, la rândul său este egal cu 10 la puterea minus 3 mulți la masa moleculară relativă, kilogram pe mol. Cu ce este egal numărul lui Avogadro? Cu 6,02 dimulți cu 10 la puterea 23 mol la minus 1 și cantitatea de substanță, nu, care e egal cu masa supra masa molară sau numărul pe numărul lui Avogadro. Dragi copii, vă mulțumesc pentru atenție și împreună vom învăța în continuare fizică.